Sute de oameni au asistat duminică la slujba de binecuvântare a interiorului Bisericii Greco-Catolice Sfântul Anton din Dej. Slujba a fost oficiată de preasfințitul arhiepiscop Florentin Crihălmeanu de la Epiarhia din Cluj. Astăzi, aici, în cartierul Dealul Florilor din Dej, s-a deschis un nou locaș de închinăciune. Este o nouă biserică închinată Sfântului Anton de Padova, care pentru credincioși și greco-catolici este o oază de bucurie, o oază de har, o oază de sfințire și sperăm pentru toți o oază de apropiere de Dumnezeu. Mulțumim în primul rând bunului Dumnezeu pentru că fără ajutorul său nu putem face nimic. În al doilea rând aș dori să mulțumesc părintelui paroh Călin Moldovan, care se află la a doua biserică construită în eparhia noastră după cea din parohia Vad, și de asemenea aș dori să mulțumesc iubiților credincioși din această parohie Dej 3, Dealul Florilor, care au fost atât de aproape de vrednicul nostru părinte Călin Moldovan. Tuturor le doresc ca mereu să fie împreună în această biserică, în cântări, și așa cum am cântat astăzi aici, aducând măriri lui Dumnezeu, să dea bunul Dumnezeu să fim împreună și în gloria cerească, alături de Tatăl atotputernic, de Fiul unul născut și de preasfântul și bunul și de viață de Tătorul Spirit. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos.